Salutare și prieteni, bine ați venit pe canalul meu, LEGO Teo Creator. Înainte de a începe, aș vrea să vă spun: Hristos a înviat, Paște fericit, toate cele bune. Astăzi vă facem un review cu două mașinuțe de astronauți. Un review. Vom începe cu prima, cu un astronaut care are o cască, care este de sus și jos, un târnășchiop, două antene, una e mai ascuțită și una mai lungă, o lopată, are patru roți, toate negre, tot e negru, pe ea cam predomină galbenul. Acesta are un volan gri, aici o piesă albastră, un scaunel alb și are casca, îmi place cel mai mult. Încercați și voi să faceți această mașinuță, e cam prea ușoară și de aceea am făcut review. Lopata și târnăcopul sunt dintr-o piesă. Acum să trecem la a doua mașină. Este un om, are ochelari, are și o chestie la gură acolo, un fel de căscuță micuță, dacă nu se vede de cască. O să o scot. I-am scos-o, dacă observați, are o cască, are un pistol, aici patru faruri, aici predomină portocaliul și cu chestia asta cred că semnalizează, trimite semnale, nu știu ce ar vrea să fie, are tot un volan gri, îmi place mult fața lui și pistolul. Are patru faruri, un scaun tot alb. Doar că am întâlnit aici niște piese mai noi, le-am pus un nume, cum le pun la toate piesele, piesa de colț, așa am numit-o. Și am mai întâlnit alta mai nouă, aceasta. Acesta i-am spus T rotund, pentru că aici este rotund și de aceea. Păi și cam atât și cu acest episod. Paște fericit! Goodbye. Pa. Dacă ți-a plăcut, nu uita să te abonezi, să dai un share sau un like.